De sărbători, românii sunt obișnuiți să se răsfețe chiar și din punct de vedere culinar. După sărbători, însă, cei mai mulți se plâng de kilogramele acumulate în exces și trec la cure de detoxifiere. E la modă detoxul? Este necesar? Când și cum? Mai ales după sărbători, unde din abundență se consumă foarte multe produse alimentare. Detoxul, într-adevăr, este un fenomen foarte la modă. Din păcate, este un fenomen ce ar trebui gestionat corect și, în primul rând, ne gândim la ceea ce înseamnă sănătatea de zi cu zi. De aici trebuie să pornim. Detoxul, din păcate, este înțeles ca un fenomen care, după o masă copioasă sau după o perioadă de sărbători în care bunătățile nu au putut fi evitate și este de altfel firesc, să se ajungă într-o zonă de nu mai mănânc nimic, fac sport excesiv, mai au și diverse medicamente, suplimente, astfel încât să încerc să elimin surplusul pe care tocmai l-am acumulat. Din păcate, deși ne-am dorit, nu avem o pastilă minune care să îndepărteze lucrurile în exces pe care le-am făcut într-o anumită perioadă. De aceea ar trebui să ne gândim la un detox cu ghilimele de rigoare continuu. Și anume să avem în fiecare zi, măcar să încercăm, să păstrăm o nutriție adecvată, să ajungem și să trăim alături de persoane care nu ne duc în zona de stres, pentru că stresul, poluarea, așa cum menționam, nutriția inadecvată ne conduce către patologii ce ulterior trebuie să le gestionăm. Trebuie să încercăm să avem un stil de viață, aș putea spune, echilibrat. Pe un stil de viață echilibrat, faptul că în unele perioade de bucurie și perfect normale ajungem într-o zonă de, aș putea spune, supraalimentație, nu este așa o tragedie, pentru că revenind la viața de zi cu zi, ulterior perioadelor respective, dar acea viață de zi cu zi, așa cum spuneam, fiind o zonă de echilibru, lucrurile în timp se rezolvă de la sine. Ceea ce este important este să nu ne dorim o eliminare a surplusului într-o perioadă foarte scurtă. Obținem rezultate în timp, iar aceste rezultate se obțin cu ajutorul specialiștilor din domeniul sănătății. Este bine să mergem către medici care pot vedea în ansamblu organismul uman, care au timp atunci când vorbim de un echilibru al vieții de zi cu zi, care au timp să dedice persoanei din fața lor timpul necesar atât examinării medicale, istoricului, inclusiv când vorbim de istoric și de anamneză în această zonă, vorbim despre răbdarea de a întreba ce a consumat, cât a consumat, care sunt condițiile de viață și de muncă și nu în cele din urmă care este stresul din viața lui. Pe de altă parte, dacă se află într-o zonă de patologie, dincolo de terapiile pe care medicul îi le indică, să aibă suportul atât nutrițional, dar și psihoemoțional, să ajungă la starea de sănătate și să susțină medicația pe care acesta i-a administrat. Ce părere aveți de programele detox, care sunt destul de popularizate și care
susțin că fac minuni într-un interval foarte scurt de timp. La ele recurg mulți români, în special după sărbători, în dorința de a slăbi repede și de a se detoxifia rapid. Ne dorim minuni, dar nu le întâlnim la tot pasul. Important este să ne adresăm medicului. Ne adresăm medicului care va avea imaginea cazului particular pe care o prezintă pacientul și în aceste condiții va recomanda toate schemele necesare în vederea unei minuni care nu se va petrece de azi pe mâine, ci pe o anumită perioadă de timp, dar la final vom avea în fața noastră un pacient sau o persoană sănătoasă, nemulțumită că nu s-a petrecut minunea, așa cum ni se promită în diverse scheme de tratament, dar vom ajunge la o stare de sănătate și la un echilibru pe termen lung, obținute cei drept cu un pic mai multă trudă, dar care vor gestiona ulterior și eventuale posibile patologii. Fiindcă sunteți toxicolog, nu pot să nu mă gândesc la ceea ce se gândesc și alții privind această specialitate, ceva toxic, otrăvuri și așa mai departe, revenind la alimentația de sărbători, din ceea ce pune pe masă românul, ce poate fi, cu ghilimelele de rigoare, toxic organismului și nu ar trebui consumat sau la ce ar trebui să fie atenți românii atunci când vorbim de mesele festive de sărbători? În primul rând, toxicologia nu înseamnă ceva rău. Toxicologia înseamnă siguranță și în acest fel ar trebui să o privim. Ca siguranță, siguranță a xenobioticelor, adică tot ceea ce înseamnă exterior organismului uman. Fie că facem referire la nutriție, fie că facem referire la, așa cum spuneam, la mediul din interiorul casei pe care ni-l dorim cât mai plăcut, ne vorbim de ce ar trebui sau ce n-ar trebui să pună un om pe masa de sărbători. Un om pe masa de sărbători ar trebui să pună tot ceea ce îi face lui plăcere, pentru că este sărbătoare. Și acum să ne apucăm să spunem că nu avem voie una sau alta ar fi un mare păcat, pentru că ne bucurăm și bucuria în sine este o recompensă pentru tot ceea ce parcurgem în fiecare zi și ne mulțumește. Vorbim însă despre, în primul rând, despre cantități. Important este să mâncăm din fiecare câte puțin, să știm să facem asocierile corecte și înainte de a le pune pe masă să ne uităm pe etichetă înainte de a le cumpăra, pentru că într-adevăr pot exista anumite elemente, anumiți compuși care în unele dintre ele se regăsesc, în altele nu. Este bine să fim informați. Informați referitor la aceste substanțe pe care le regăsim ca și conservanți în unele dintre alimente, în altele nu le regăsim. Să ne informăm asupra datei de expirare, pentru că în vâltoarea cumpărăturilor nimeni nu mai ține cont când au fost produse și când au expirat. Toate acestea sunt lucruri mici. Sunt lucruri mici care, din păcate, se cumulează pe masa de sărbători. Și odată cu cantitatea pe care, din nefericire, nu prea o respectăm, și anume aceea mică, ajung și aceste lucruri care sunt, aș putea spune, nesigure. În primul rând, vorbim despre atenție când cumpărăm alimentele, atât din punct de vedere al etichetei, dar și al termenului de valabilitate. Și dacă am ajuns alături de familie și de cei dragi în prag de sărbătoare, este, deși ne dorim să mâncăm mult ca să ne bucurăm, nu întotdeauna acest mâncat mult se va solda cu bucurie. Ci, din păcate, uneori sau de cele mai multe ori în timpul sărbătorilor se ajunge la camera de gardă. Haideți să evităm acest ajuns la camera de gardă,
să consumăm din toate, pentru că reprezintă mâncarea, înseamnă plăcere. Și alături de cei dragi, această plăcere este sporită. Dar să mâncăm puțin. Important este ca elementele pe care le gestionăm în timpul unei mese, toată mâncarea și produsele, să le asociem selectiv. Dacă dimineața mâncăm anumite mâncăruri, la prânz mâncăm altceva, toate în cantități mici, astfel încât să evităm neplăcerile ulterioare sărbătorilor și nu în cele din urmă, să evităm necesitatea unui detox.